mai câinii se aud din când în când. E într-adevăr un loc mai retras, mult mai multă pace, mult mai multă liniște. Ce avem nevoie ca să-i ajute pe oameni să înțeleagă acest proces și într-adevăr să-i susțină pe toată perioada. Am adus un element, spun eu, important. Am adus o persoană care se ocupă cu, o să facă cu participanții seminarii de cromoterapie, de râsoterapie și de asemenea o să facă concert de boluri tibetane. Sunt niște boluri la care se cântă și care transmit o vibrație, anume vibrație care rezonează foarte bine cu corpul. Noi nu mai numim tabără de toxifiere, numim o tabără de transformare. Este o tabără în care oamenii vin, învață anumite lucruri, învață să se relaxeze, învață să se cunoască, învață să se ghideze după semnale interne, după instinct și în momentul în care pleacă și se întorc înapoi la viețile lor, să aibă suportul și energia necesară ca să poată să-și transforme viața mai bine. Experiență de genul ăsta, nu am mai făcut așa ceva. Am venit cu gândul de a pleca mai sănătoasă. Iarba de grâu, iac, ghimbirul, e așa ca un șat de tărie pentru cine n-a mai avut până acum.
Sucul de la prânz e bun, cel dimineața a fost bun, cel de seară n-a fost bun. Vreau să plec mai sănătoasă și poate cu, nu știu, să intru într-un ritm de viață mai sănătos, care implică a mânca mai sănătos, mai multe fructe, legume. Am găsit timpul pentru a-mi prepara singură smoothie-uri și așa mai departe și a face mai multe mișcare decât fac acum. Până acum 2 ani mâncam carne de 4 ori pe zi, bere, seara, kebab și shawarma de toate. De 2 ani de zile le-am lăsat, sunt vegan, câteodată raw vegan încerc. Prima zi a fost chiar super, că sucurile au fost bune, energia a fost din plin, acum să vedem la sfârșit cum o să fie. Acasă când mă trezesc, am nasul înfundat, dimineața aici nu e. E o schimbare. Spre surprinderea mea, nu este chiar așa de greu, până în momentul de față. De aici încolo, nu știu, să vedem. Am avut emoții în ce privește cafeaua, pentru că eu personal sunt foarte mare consumatoare de cafea, adică nu cafea multă, ci puțină și cu aromă și consistentă. Probabil că este, cum am spus, mult mai mult decât strict un regim alimentar. Este de a ne cunoaște mai bine pe noi, de a ne simți, de a ne observa, de a ne schimba chiar. Sucurile foarte bune. Rețetele care le face, le fac și eu acasă, chiar dacă nu folosesc toate condimentele. Mie îmi plac foarte mult. Eu consum zilnic 2 sucuri, unul de legume și unul de fructe. Asta îmi place cel mai mult, faptul că e un echilibru între trup, minte și suflet. Și oamenii mi se par foarte prietenoși, rezonăm foarte bine. Deci cu toate că ne cunoaștem, aici am întâlnit și cu celelalte persoane care din Zaloi eu nu-i cunoșteam. Rezonăm chiar foarte bine și îmi place foarte mult. Suntem în a cincea zi, o să vă prezentăm astăzi sucul de dimineață. Este o variantă a sucului pe care noi o propunem. Vă propunem să vă începeți ziua cu un suc care să vă dea energie, care să vă dea, să vă crească vitalitatea, să vă curețe sângele. Este foarte simplu, are puține elemente, dar combinația dintre ele este ca un fel de boost de energie pe care o să-l aveți dacă o faceți. Avem sfecla, care este vedeta noastră, mărul, morcovul și ghimbirul. Da? Fiecare din elementele astea combinate între ele, practic o să ajute foarte mult pentru bunul start al zilei. Se știe că sfecla este excelent antioxidant, curăță sângele, curăță ficatul, în primul rând. Este ca un fel de panaceu, așa, privit de toată lumea. Acum încă se descoperă foarte multe proprietăți ale sfeclei. Mărul este sursa de carbohidrați de care avem nevoie pentru a avea energie. Morcov este sursa de beta-caroten, dar nu numai, are foarte multe alte proprietăți. Și ghimbirul, care ajută foarte mult la digestie. Dacă vreți să mai adăugați în sucul de dimineață, în combinația asta, puteți să adăugați și lămâie, care iarăși ajută foarte mult.
teorie care se numește doctrina semnăturilor și se spune că fiecare fruct sau plantă corespunde un anumit organ în noi. Vibrația ei și rezonanțele ei corespund în anumite rezonanțe pe care le au organele noastre interne. În felul ăsta, sfecla, dacă o tăiem în două, și o să facem și noi acum, are forma unei inimi, dacă vedeți. Deci arată ca o inimă. Practic, ea schimbând tot sângele și intrând în rezonanță cu culoarea asta roșie, detoxifică și face sângele nou. Da? E foarte bine să folosim acum la început de primăvară. Morcovul, de exemplu, seamănă foarte mult, dacă îl tăiem, cu ochiul, cu irisul unui ochi. Și atunci se știe că morcovul ajută foarte mult pentru ochi. Ghimbirul, de asemenea, dacă vă uitați la forma lui, are forma intestinului, forma stomacului. Deci, practic, o să ajute foarte mult tot ce înseamnă sistemul digestiv. Iar mărul, mărul are foarte multe proprietăți. Este considerat mărul de aur. În toate legendele se știe din cele mai vechi timpuri că mărul este, practic, fructul minune. Ezoteriștii, de exemplu, îl considerau perfect ca și o pentagramă, fructul care aduce cunoaștere, fructul care îmbogățește. Nu degeaba legea gravitației a fost... nu descoperită cu mare întâmplare, a picat lui Newton un măr în cap. Dar noi folosim mărul ca și sursă, pentru cam în toate sucurile noastre, ca și bază. Da? Vă invit să-l folosiți cu încredere în cam toate sucurile pe care le aveți peste zi, cu condiția să nu folosiți seara, poate, deci în prima parte a zilei. Deci ăsta este sucul nostru de dimineață, un suc care revigorează, după cum spuneam, și care schimbă foarte multe elemente și în corp și în plan subtil. Vă recomandăm să-l faceți într-un sorcător cu presare la rece. În felul ăsta păstrați foarte mulți nutrienți intacți și o să aveți și parte de un gust mai plin. Acesta este sucul nostru. Cantitățile vi le stabili singuri, în principiu și proporțiile. Eu, de exemplu, am ales să pun mai multă sfeclă în dimineața asta și din celelalte cantități egale. Puteți să schimbați, deci nu este neapărat o regulă, dar de principiu o sfeclă mică, 2-3 morcovi și 4-5 mere și puțină apă, dacă faceți mai mult, trebuie să fie combinație bună, plus 2-3 cm de ghimbir. Roșu, viață, înrădăcinare, da? Deci are legătură cu pământul. Am folosit rădăcină, da? O să aveți o zi în care o să vă simțiți foarte fixați, foarte centrați, da? Că să începeți ziua așa. Simțeam că nu funcționez corespunzător, ajunsesem la un plafon și încercam să ies din paradigmele în care trăiam și nu mai mergea, aveam nevoie de o revoluție. A fost și carne multă, a fost și gânduri nepotrivite, a fost și mediul de lucru toxic și o multitudine de factori și s-au adunat prea multe toxine în mine, pe toate planurile. O liniște în contrar multor activități, adică foarte intense activitățile și
totuși la final și seara și dimineața foarte odihnit. Plec acasă cu wow, cu lucruri bune, cu wow. Și sunt foarte încântată, deci nu am crezut. Am venit un pic așa cu dubii, știi? Acum hai că, na, am mai auzit și într-o parte și în alta, că e bine, e ok, e bine pentru tine, pentru sănătatea ta. Cel mai greu mi-e cu sucul de ghimbir. Dar, încet, încet, sper, următoarele zile să-mi placă. Și nu simt nevoia de mâncare, nu mi-e foame. Muzica la bolurile tibetane, care sunt foarte emoționale, chiar în momentul în care ești foarte atent și foarte... Deci, te dedici cu totul și auzi muzica, îți dau lacrimile cu un bagaj de informații. Deci am avut bombardament de informații. Un bagaj de informații și pe care... Sunt convinsă că o să aplic, nu știu cât din ele. Nu știu cum pot să descriu starea de bine. Ca să pot să explic pentru toți cei care ar vrea să mai vină aici. Pentru mine a fost ca o ușurare, ca o încărcare cu ceva bine, cu ceva ce poți să dai și la cei din jurul tău. Este o hrană și pentru suflet și pentru minte și... Sper din tot sufletul să dau această stare de bine și celorlalți. De un an încoace am început să mănânc sănătos, am scos carnea, cu excepția Crăciunului și Paștelui, că încă n-am reușit. Dar după experiența de aici, sper să rămân 100% vegan. Și nici n-am avut timp să ne gândim la masă și chiar nu mi-a fost foame. Este o experiență prin care ar trebui să treacă toți, indiferent de starea de sănătate, indiferent de numărul de kilograme, pentru că, după cum ați observat, suntem și persoane mai plinuți aici, sunt și domnișoare foarte slăbuțe, foarte fit. Deci să ne detoxifiem e bine pentru toată lumea. Plus că e o detoxifiere a minții, a inimii. E o liniște care se instalează în suflet. Toate grijile rămân departe. E și un cadru foarte frumos aici care ne ajută. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în programul ăsta. Sper să vă fie de leac. Sper să ne mai vedem cât mai curând. Și drumurile voastre de aici încolo să fie tot timpul în progres. E un moment special întotdeauna când pleacă primii oameni. Sunt încrezător că au plecat cu tot ce aveau nevoie ca să meargă mai departe, să-și transforme viața în mai bine. E un lucru magnific care se întâmplă în programele noastre și mă bucură foarte mult că oameni necunoscuți între ei, din diverse locuri, de diverse mentalități, de diverse vârste, vin aici și datorită programului și a energiei puternice care se formează, se îmbrățișează puternic la sfârșit, chiar sunt momente emoționante, rămân prieteni, rămân în contact și continuă pe parcursul timpului să evolueze împreună spre mult mai bine. Schimbare! Deci, cuvintele pe care pot să descriu programul ăsta sunt schimbare și transformare. Noi lucrăm în programele noastre pe mai multe planuri, nu lucrăm numai pe plan fizic, biologic, lucrăm și pe plan emoțional și pe plan spiritual. Este nevoie de această echilibrare la toate nivelele și se produce o schimbare în diferite câmpuri, pentru că este nevoie să avem o armonie totală a corpului, nu numai într-un singur plan.